Mai multă lume se întreabă în contextul acestei legi, proiect de lege, care a fost votat săptămâna trecută în Parlament cu privire la interzicerea simbolurilor războiului, panglica, Z-ul, V-ul ăsta. Înțeleg că legea încă nu este în vigoare, că urmează să mai treacă niște proceduri, să mai fie votată într-o lectură și apoi să apară și monitor. Dar dacă până pe 9 mai această lege, și sper, să intre în vigoare, ce se întâmplă de fapt? Iată, executarea legii deja vine în sarcina executivului. Să ne imaginăm că, am văzut, Igor Dodon a spus că el își va pune panglica și va ieși la, mă rog, la marșul ăsta de victorii de 9 mai. Ce o să se întâmple dacă mai multă lume... Trebuie să fie aplicată legea. Nu știu care va fi formula finală în această lege, dar trebuie să fie aplicate sancțiunile care sunt prevăzute în legea, amenzi și alte sancțiuni. Muncă în folosul cetățenilor. Și muncă în folosul cetățenilor. Încă o dată repet, eu sper să avem același fenomen pe care l-am avut pe 24 februarie, când toată lumea, fără ca să fie necesar intervenția guvernului, parlamentului sau altor autorități, toată lumea și-a dat seama, un război este un război, este ceva foarte grav și ultimul lucru pe care ni-l dorim este să destabilizăm situația în Republica Moldova. Bunelul meu a luptat și el în al doilea război mondial. Dumnezeu să-l ierte, dar cred că acum ultimul lucru pe care și l-ar dori este ca ziua de 9 mai să se transforme într-o zi când se propagă războiul și nu pacea. Dar cam asta și se întâmplă de fiecare dată de 9 mai. Trebuie să readucem parade militare. Să readucem discuția despre adevăratul sens al acestei sărbători, care de fapt vinea să ne reamintească despre ororile războiului și necesitatea menținerei păcii. Și foarte mult timp s-a reușit menținerea păcii pe continentul european. Anume de asta, cred că foarte multă lume a fost surprinsă când a văzut în secolul 21 un război de scară pe care o vedem acum. Din păcate. Dar ca să încheiem subiectul legat de 9 mai, guvernul de 9 mai va organiza ceva? Eu cred că în situația în care ne aflăm trebuie să avem orice eveniment, trebuie să fie unul modest, cu mult respect față de toți care au luptat pentru a aduce pace. Și trebuie să ne concentrăm pe aceste acțiuni care ne unesc și nu să vedem care sunt obiectivele care ne unesc. Cum putem, de exemplu, să avem o agendă pozitivă de integrare europeană, de modernizarea țării, de creșterea prosperității cetățenilor și nu o agendă care ne dezbină sau propagă ură. Veți merge la memorial de 9 mai să depuneți flori? Încă nu am planuri, dar pot să văd. Nu știu care este agenda pentru 9 mai. Voi decide independență de circumstanțe. Am înțeles. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.